La mai bine de 8 ore de la blocarea transportului public în Constanța, a reacționat și primarul orașului Virgil Chițac. Într-un comunicat de presă, acesta le reproșează sindicaliștilor că nu își respectă obligațiile pe care le au față de constanțeni. El subliniază că în 2020, fiecare dintre cei 724 de salariați ai Citybus au avut un salariu de 3700 de lei, din care 3100 de lei au fost acoperiți de bugetul local. Mai mult decât atât, spune primarul Citez, separat de această finanțare, tot din banii constanțenilor se plătesc autobuzele și microbuzele noi, ceea ce presupune o investiție de peste 100 de milioane de lei. Chițac consideră că o soluție a creșterii veniturilor ține de gestionarea eficientă a banilor care intră la CityBus din fonduri publice și de creșterea veniturilor proprii ale companiei. Trag speranța că lucrurile vor reintra în normal și că vorbim toți aceeași limbă, cea a bunului simț și a respectului față de mâna care ne hrănește, mai spune Chițac în mesajul transmis.